Cred și problemele ce țin de interes național și pe plan extern. Vreau să vin cu acest mesaj către toate organizațiile de partid din teritoriu, deoarece în perioada 1 octombrie-20 noiembrie 2015 noi am avut în fiecare raion organizate și desfășurate conferințele raionale de dare de seamă, unde noi, majoritatea din cei prezenți, am participat la aceste forumuri și având mesajul dumneavoastră concret pentru ca să depășim această situație în care ne-am pomenit, să facem tot posibilul să discutăm cu fracțiunile parlamentare, cele care sunt într-adevăr pentru țara Republica Moldova, cei care nu cheamă la ură sau la dezbinare, să discutăm pentru viitorul Republicii Moldova și care practică toți membrii PCRM, participanții la acestor forumuri de partid, secretarii organizațiilor primare de partid, au venit cu acest mesaj către mine personal, către colegii mei care au participat și ne-au mandatat ca să găsim toate căile și metodele privind consultarea fracțiunilor parlamentare și a scoate țara din impas. Noi, cei prezenți, am încercat de nenumărate ori, fiindcă facem parte atât din executivul politic, cât și din fracțiunea noastră parlamentară, și am încercat să aducem acest mesaj liderul PCRM, care de tot din adinsul nu a fost receptiv la soluționarea, dar m-am bine zis, și implicarea fracțiunii parlamentare în dialogul cu alte fracțiuni, pentru a depăși criza, dar și pentru a avea posibilitate de a soluționa și implementa în viața de toate zilele toate doleanțele cetățenilor, dar cu atât mai mult și în programul nostru electoral, care cu toții am mers în companiile electorale, atât parlamentare cât și locale, pentru, în fața cetățenilor, pentru a soluționa problemele respective.